Petru subliniază în primul rând aspectul relațional, nu funcția lui în biserică, nu chemarea pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos, ci relația lui cu Domnul Iisus Hristos. Se numește pe sine cum? Rob. Obișnuim să ne vedem robi? Și pentru ce mulțumim de obicei lui Dumnezeu? Mulțumim că suntem fiii lui Dumnezeu. Că Hristos ne-a făcut prietenii lui. La câți dintre noi ne place că suntem robii lui? Câți dintre noi ne vedem robii Domnului? Un rob face fără să comenteze, fără să chestioneze, fără să reproșeze, fără să se scuze tot ce spune stăpânul. Asta înseamnă să fii rob. Asta înseamnă să fii creștin. Noi trăim într-o țară așa zisă creștină. Și mă refer la toate cultele și denominațiunile care sunt în țara asta și care se numesc creștine. Câți dintre oamenii aceștia sunt robii lui Hristos? Nu care poartă eticheta pe frunte, sunt și eu creștin. Cât sunt robi, practic este robul lui Hristos. Să trezesc setați așa. Eu sunt robul lui Hristos. Muncesc cum vrea Hristos, îmi iubesc nevasta cum vrea Hristos, îmi cresc copiii cum vrea Hristos, mă duc la muncă și fac ce vrea Hristos, că Biblia spune în toate domeniile acestea ce face robul lui Hristos. Petru așa se vede în primul rând pe sine. La un moment dat ucenicii îl numeau pe Domnul Iisus Hristos învățătorule. Între timp învățătorul acesta a devenit stăpânul lor și domnul lor. Și au început să se vadă în felul acesta în relația cu Domnul Iisus Hristos. Nimeni n-ar trebui să aibă dreptul să slujească și nici să se considere creștin dacă nu se vede robul lui Hristos. Dacă nu se vede robul lui Hristos. Eu sunt chemat să execut fără comentarii, fără scuze, fără justificări, tot ce îmi spune Domnul Iisus Hristos. Nu-ți place, nu există alt creștinism. Nu există alt creștinism. Sunt alte cluburi religioase care îți permit să trăiești, să faci ce vrei tu. Sunt alte cluburi religioase care pun sub semnul întrebării ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Robul, creștinul, omul care îl urmează pe Hristos, s-a lepădat de sine, a renunțat total la sine și face tot și doar ceea ce îi spune Domnul nostru Iisus Hristos.